Acum, doamnelor și domnilor, deschideți-vă ferestrele sufletului și primiți-o frumos pe Ileana Mărgărit! Mulțumim frumos, doamna Ileana Mărgărit, pentru că ne sunteți aproape în această seară și vreau să le mai spun prietenilor noștri telespectatori că în această seară purtați un costum de sărbătoare, un costum care v-a adus mare succes și v-a făcut celebră în cântecul popular. Cu acesta v-ați prezentat la concursul Floarea din Grădină. La etapa a doua. La etapa a doua. Va purta noroc și în această seară sunt convins că vă poartă din nou noroc și norocul acela constă în aplauzele publicului de aici, din platou. Mulțumesc. Și în dragostea publicului telespectator. Mulțumesc, mulțumesc mult! Sigur că îmi poartă de două ori noroc datorită faptului că îl am de la mama mea, care sigur mă privește de acolo, de la acel loc cu verdeață. Și se bucură că nu ați renunțat la cântecul popular. Sigur. Pentru că întotdeauna cântecul popular este cel mai bun prieten pentru sufletul omului. Și această muzică a noastră tradițională, pe doamna Ileana Mărgărit, a însoțit-o la rău, a însoțit-o la bucurie și putem spune că este cel mai bun medicament pentru sufletul omului, cântecul nostru popular. Așa este. Sigur că da, e un balsam. Eu vă mulțumesc frumos, vă rog să mergeți la locul dumneavoastră, puțin mai târziu ne veți mai cânta, pentru că aduceți pentru această ediție a emisiunii noastre Petrecere Românească cântece extraordinar de frumoase de acolo din Telorman.